Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. O industrie merge foarte bine în Republica Fantastică România, industria producătoare de panglici, care sunt necesare pentru o mulțime de inaugurări de obiective minuscule. Care o zugrăveală de WC-ul, care o mână curentă la o scară, se face inaugurare, se pune panglică, se taie, se nu știu ce. Dar cum se întâmplă de obicei, politicienii pun bețe în roate și încurcă treaba. Nu se poate, domnule. 7 oficiali la tăierea unei singure panglici. Nu se poate. Vă rog, dragi politicieni, încurajați și susțineți industria noastră autohtonă de panglici, care pune pâine pe masă unor oameni cinstiți. Tăiați una de cap. Nu vă înghesuiți 7 la una. Nu e, trebuie mai multe panglici, nu mai puține. Nu mai găsesc panglici, mă. Taie toți o panglică. Puteți să fie fiecare cu panglica lui. Asta zic. Ca să încurajezi producția de panglici, dar fiecare cu panglica lui. Lasă risipa, important e să hrănim lumea. Bine. Să se trăiască bine, mă rog. Dar cum s-or face astea oare? Cum ajung ăștia să fie 7? Au grup de WhatsApp? Asta e, aici e un moment. Deci am văzut ieri o scenă ciudată, emoționantă și dezolantă, din păcate, în același timp. La Tulcea a fost, asta e știrea, la Tulcea a fost inaugurat un centru pentru copii cu dizabilități din Delta. În principiu, sunt aproximativ 100 de copii cu probleme medicale în Delta care nu au acces la servicii de recuperare. Au nevoie de aceste servicii și nu au acces, e greu. Okay. Și devine acum disponibil acest centru mobil. E mobil pentru că este pe o embarcațiune care e dotată cu cabinete medicale, cu săli pentru diferite terapii. Embarcațiunea e un vaporaș, cum am zice noi bucureștenii, care le știm pe cele din Herăstrău. Deși noi ne pricepem un pic la navigație, că avem aici Herăstrău, deci ca un vaporaș. Și am mai văzut în Timișoara. Acolo sunt mai mici, acolo sunt Vaporetto. Vaporetto, da. Bun. Revenind, deci acest vaporaș urmează să navigheze pe brațele Dunării și o să poată ancora în fiecare zi în localitățile unde sunt acești copii cu nevoi speciale. Acesta e un proiect lăudabil, felicitări inițiatorilor, este un proiect al Fundației Sera România, cu sprijinul lanțului de magazine Penny și în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea. Deci, încă o dată, până aici toate bune. O inițiativă grozavă și mai ales firească. Nefiresc este însă festivismul frenetic care însoțește astfel de momente. Deci, în fața embarcațiunii la inaugurare, s-au înghesuit la tăierea panglicii numai puțin de 7 persoane. Oficiali, cu sponsori, primar, șef și șefuleți în frunte cu ministrul muncii, Raluca Turcan, dânsa este fix în mijloc. Toți stau umăr la umăr, îi sunt înghesuiți ca în tramvai, așa, că... Na? Nu, e panglica mică, da, panglica mică. 6 cu mască, 1 fără, toți se țin de o panglică pe care o atacă cu foarfeci. Și aș vrea... V-am mai zis, important este să ne imaginăm momentele care duc la astfel de întâmplări. Adică organizarea momentului. Asta aș vrea. Cum s-a discutat? Tragicomedia prin care a trecut omul care trebuia să aducă, de exemplu, foarfecile. El, vă imaginați scena? Sau sceneta ar fi. Eu aș vrea să-l văd pe Toma Caragiu, șef de magazie, care îl trimite pe un Mircea Diaconu tânăr să tot aducă foarfeci de pe rafturi, pe măsură ce primește telefoane că se mai adaugă câte un oficial la lista tăietorilor de panglică, știi? Adică încep cu un doamna ministru, da, mitică, trece magazie, pe rafturi 6 sus, găsești o foarfecă. Gata, șef, pac, se duce și aduce panglica, după care sună telefonul. Vezi că mai vine și domn primar. 2. Mai avem foarfecă, mai sunt șef, mai adu-o foarfecă. Și tot așa se adaugă foarfeci și se termină la un dat foarfecile. De unde găsim? Începe să sunăm pe la alte departamente. Panglica nu mai e suficient de lungă. Trebuie înlocuită panglica. Găsim una de o culoare nasoală. Deci se poate dezvolta un film întreg de Custurița din organizarea unui astfel de moment. 7 foarfeci. Bă, de unde le-au luat, mă, 7 foarfeci? Că dacă noi mergem acum prin redacție, vorba aia, avem și noi servicii aici de contabilitate, marketing, nu știu ce, oameni care lucrează la birou. Nu cred că găsim mai mult de 2-3 foarfeci în redacția asta. Dacă noi ar trebui să organizăm acum, domnul Luca. O inaugurare? Da. Trebuie să organizezi peste o oră. O inaugurare cu 10 persoane și o panglică și 10 foarfeci. Ce te faci, bă? Mă duc la papeterie. Dai fuga la mall. Te blochezi în trafic. E nasol, la vine momentul. Mai lejeră treaba. Da, asta este situația. Cu cât mai pompos și bombastic festivismul acestor inaugurări, cu atât mai adâncă, de fapt, prăpastia care ne desparte de lumea civilizată. O lume în care administrația publică nu simte nevoia să facă serbări când își justifică salariile. Adică, asta e. Mai sunt astfel de cazuri. La începutul săptămânii, de pildă, s-a terminat în sfârșit reabilitarea unui drum județean.
în Baramune și o bucată de 40 de kilometri între Bârsana și Săcel. Foarte bine, bravo, dar nu vă închipuiți că putea fi ratat acest moment de către înălțimile și oficialitățile locale. Adică s-au organizat manifestații cu copii îmbrăcați în port popular maramureșan, altfel foarte frumos, da, care au participat la evident tăierea unei panglici. Pentru ce? Și asta, organizarea. Dom'le, s-a terminat de asfaltat drumul. Trebuie să facem ceva, nu se poate să... nu, lăsăm... Deschidem drumul așa, pur și simplu, da, nu poartă noroc. Toți copiii ce au ore, lasă orele, că recuperăm, face recuperare. Îmbrăcați copiii. Odată în viață s-a asfaltat drumul. Pe vremuri se sfințeau lucrurile. Vă aduceți aminte? Da, și acum se sfințesc, vezi de treabă. Păi nu văd... S-a sfințit aici... Ai văzut în pozele astea. La Tulcea, dar nu știu ce, cred că n-a ajuns preotul, o fi avut o altă lucrare, dar... Înainte era asta cu să sfințim, nu? Acum văd că e cu inaugurare. Asta e Pașca. Nu înțelegi, n-ai văzut tu poza, dar asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat. N-am căput în poză și preotul. Băi, dar până la urmă, știți, asta e datoria administrației locale. Adică să repare drumuri contra banilor din taxele pe care le plătim noi. Ce-o fi așa de formidabil în repararea unui drum totuși, în lansarea unui bărci cu cabinete de fizioterapie pentru copii, ca să se organizeze serbări, fanfare, tăieri de pangliș cu plutoane de funcționare, aleși și baroni. Adică nu e asta e treaba pentru care sunt plătiți acești oameni? Încă o dată, sunt bravo, sunt fapte foarte bune, pozitive. Este important pentru acea sută de copii, pentru copiii bolnavi din Delta să aibă acces la servicii de recuperare, dar nu asta trebuie să facă administrația, să se ocupe să ofere servicii în schimbul banilor pe care îi plătim? Ci tot sărbătorim atâta firescu. Asta mi se pare. Eu aș vrea să dau o lege. Dacă s-ar putea, știi cum se spune, să se dea lege. Da. Domne, să se dea lege prin care să se interzică tăierile de panglici pentru investiții finalizate. Inaugurări, nu știu, să dispară tot. Așa. Investiții mai mici de 1 miliard de euro. Vorbesc serios. Știți câte sunt de fapt? Auzi. Avem nu știu câte autostrăzi. Sunt de acord. Să se taie panglica la autostrada Pitești-Sibiu, când o fi gata. Adică se fura cu sute de milioane și am vrut să se fure mai mult? Nu, că n-are legătură cu bolna, se vede furat oricum se fură. Sunt de acord să tai o panglică acolo. Băi, o panglică pe deceniu, mă duc și eu. Merge. La Pitești-Sibiu, dacă se inaugurează cu teren de panglică, mă duc și aplaud, mă jur. Dar în rest, că s-a zugrăvit un WC-ul la o școală și vine primarul și taie o panglică, până voi rușine puțin. Pe de altă parte, cred că e un sentiment foarte înălțător așa. Pentru au reușit și pentru ei, da. Nu vrei să încercăm și noi în fiecare zi când intrăm în emisie să tăiem o panglică? Tăiem panglică așa, începe programul emisiunii. Da. Nu, după aceea ne sărbătorim și finalul. Nu, deci vezi, tot trebuie să facem râs de foarte. Niciodată problema ce e în sufletul lui când taie panglica aia. Hai că începem. Mă visează el noaptea următoare. Bă. Încercăm luni ca să vedem cum e. Ce treabă bună am făcut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.